La 50.000 de subscriberi. Ai curaj să sunt eu? La 50.000? Cum mă sunt curaj? Păi dau, dau cu mașina cu zero și când cu bigul. Te fac ca în palmă. Tu crezi că se strâng 15.000 24 de ore de când o să postez bă, acest video? Strângeți-vă, strângeți-vă ca să cadă pe mâna mea. Să mă țin în minte toată viața lui. Deci pentru prima dată în viața mea, vă rog să nu vă abonați. Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou vlog. Sunt alături de Tiberiu. Unde e Tiberiu? De Cornel, mă, cum. Ne ducem să ne facem frumoși, ne ducem să ne prezăm. Să dăm bine, pentru că, na, se uită atâția oameni și trebuie să arătăm într-un fel, nu? Suntem ce să arătăm și un alt fel? Da, dar ce să zică lumea? Băi, dar nu vă mai tunde și voi nu vă mai aranjați și voi zice că sunteți băștinași? Așa, bă. O să fie un big show pe acolo, bănuiesc că, na. De ce spui show? Te pui pe scaun și te tunde frizerul și... Da, dar e... Da, ce? Da, și te apuci direct clip acolo? Nu bagă muzică? Bagă și muzică, nu știu, vedem. Ia doarmi sau ce faci? Bă, te pune muzică dintre aia lentă și să dormim pe scaun acolo. Ia pune ceva, sunt ce barbă și stăm așa. Ai dormit vreodată la frizer? Bă, era să dorm odată. Eu am venit odată de la un botez, dacă mi-aduc bine aminte, și am stat tot așa, era o muzică dintre asta lentă, băi, gata, mă bătea pe omăr. Și ai sfărăit? Nu știu, nu l-am întrebat, dar... Cred că ai sfărăit. Dai seama, el de ajută-i seama. Cred că de-aia m-a trezit, ca să termine mai repede cu mine. Deci nu mai executai comenzile din frizer. Nu mai mergea nimic. Eram prea obosit. Ăsta ce-a zis, Tiberiu? Nu merge? Vine și el, da. Nu m-a venit până în mitunii, cum mai are și el un pic de treabă. Și până în mitunii și pe noi, o să apară și el în următate de ore. Durează la noi o oră și ceva. L-am sunat acum pe frizer și-o zis că ne așteaptă. În ultima vreme ne-am și tuns împreună și mâncat împreună. Mai o să zic că lumea că tine știe ce. Și poate să zic. O să intre lumea la idei. Păi lasă idei, doar asta vrem. Ne mai vede că plecăm și în Delta toți. Ne vede că prindem, știu că împreună. Dar chiar vezi că tu ai promis că o să faci și tu ca un plută. Mie da. Tot la mâncare mi-e gând. Faci. Tu mâncare, băi, frate. Deci, bă, chiar de ziceai că n-ai mai făcut până acum și tu ca un plută. Nu, n-am făcut, dar sigur îmi iasă. Am văzut cum se face. Dar nu, cum îmi spută? Ce se bagă în ea? Ai, acum tu și alegi când improvizez, deloc. Deci, inventezi o mâncare atunci deloc eu. Tu nu spui că vede lumea. Vreau să fii mâncarea mea unică, nu? Surpriză. O să le spunem, deci nu uitați să vă abonați, stați acolo cu ochii pe canalul meu, că o să vedeți acolo rețetă. Dar te-a meu și are. Sau pe al tău. Cornel și Radiții. Lasă vină și la mine lumea. Voi sunteți mari, aveți 400.000 de abonați, eu am 400.000 decât pe Facebook. Păi dacă aveam pe YouTube 400.000, mamă. Ce surai? Ce vorbește, aveam și 3 copii. Serios? Glumesc, doamne, ferește. Atunci, doamne, ferește, dacă ai copii, auzi. Da cine, bă, ți-e rușării! Dar cine se uită la mine? Tu nu vezi că sunt bai de capul meu. N-am 3 lei în buzunar, așa n-am... Așa te vezi tu. Poate vede cineva și faci, vede clipul ăsta acum și își face milă de mine și mă ia acasă. Poți de cățel sau ce? De dulău, mă, ce cățel, mă! Bine. Cum o să zici? Ia uite-l și după nenea ăsta. Mamă, dar ce te caută fanele aici? Care? Pe tine te caută? Dar nu e al meu, eu țin telefonul pe silent. Pe mine și așa mă sună decât ăștia de la Telecom și mai mă sună. Dar ăștia au nevoie ca să faci abonament. Singura femeie care mă caută este asta de la Telecom, că nu i-am plătit abonamentul. Dar sunt mai multe pentru că se schimbă tura. Băi, nu știu, e tot glas de femeie, că nu-mi dau seama. Mă sună odată, de două ori pe săptămână și mi-e greu să rețin glasul, știi? Pe tine unde sunește? Da, când se recomandă, nu zici cine-i? Bă, da, ce-o țin minte? Câteodată mă ia tare așa și dacă mă ia mai tare, mă pierd. A, dar ești dator la ei. De obicei nu sunt dator nimănui, doar că ăștia mă sună să-mi dea nu știu ce telefoane sau opțiuni. Nu sunt, să trec pe abonament, să trec numărul pe abonament. Deci asta e singura femeie care mai mă caută pe mine, uite ce știu la mine cum sunt, vai de capul meu. Vai de mama mea. Tu sâmbă, te faci așa ceva.
ce să faci acum? Da, sus să îngurte de la vale. Singur mă duc, nu mă duc în sus, mă duc în jos. Deci, dacă se uită vreo... Dar nu mai zic, nu mai intru în detaliu. Haide! Nu sunt timid. Stăpânește-te. Sunt timid, mai ales... Știi că, na, când filmăm și asta, mi-e mai greu să mă exprim. Dacă nu sunt filmat și asta, n-am nicio șansă. Așa, dai timpul la vorbă, da. Și așa zice lumea că vorbesc mai mult decât voi. Că vorbesc mult, rău de tot. Chiar vorbesc mult, nu? Mai ales când dă drumul la casă, nu te mai înțelegi cu mine. Nu prea te bagă în salmă. De o bucată de vreme am început să nu-l mai bagă în salmă. El pleci acolo, bătinuș. Zic, da, dar acum mă întreabă peste jumătate de oră și am zis și-o zis el, habar nu am. Și tu stai în telefon, băi, nu Cornelia, zic, da. Ai aflat acum de la mine. Păi mi-am dat seama. Doamne, deci cum ne tundem azi? Eu mă gândeam să mă tun la chelii azi. Eu mă tun frizura șarpe. Cum e? Frizura șarpe, asta un gușteră. Cum e o frizura șarpe? Nu știu, îl întrebează, poate știi. Bă, de ce mergi să-l luăm întrebă, frate, vreau să ne duci pe noi. Pe mine vreau să mă tunzi la chelie cu perciune. Vreau să mă tunzi ca ocazia. Tu? Eu buldog francez. Nu mă, să se supere pe noi, bă, și așa am deranjat, omul vine pentru noi. I-am zis, băi, frate, suntem netuși de... Cred că avem o lună de zile, nu? N-avem o lună. Dar 3 săptămâni. 2 săptămâni. 3 săptămâni. Bă, dar poate găsăm și băiețașul acolo, ca să ne facă un pic sfârșeze. Să ne pensieze, bă, da. Bă, cum o să zică lumea, bă, dar voi sunteți bărbați sau ce sunteți, voi vă pensați? Da, mă, pensez. Deci vezi și țâmpi dacă vă pensați. De ce nu te doare? Vai de mine, așa de mine. Așa e prima dată, te doare un pic și după aia nu mai... Nu mai simt viață. Aia mai greu prima dată până te vezi. Nu faci și continuă, a? După nu mai ai niciun stres. Băi, dar chiar și eu sunt nepensat. Dar eu m-aș pensa așa. Am părut. Eu mi-aș face una într-un model și una într-un model. Să fiu așa mai șucar. Mai șucar așa. Mă vede tata ce zice. Aoleu. Știi ce ai dat? Chiar așa, băi. Dar chiar tu ai văzut că nici bărbații nu mai sunt ce erau odată. Nu, băi, frate, dar... Acum, pe tocuri, pe... Se epilează pe picioare. Se epilează pe picioare? Pe piept. Mai știu unul care e lângă mine. Eu. Dar nu pot, mă, să stau, că dacă stau ne... Hai că uite, și pe picioare. Pe picioare mă fac, recunosc, mă fac odată, nu știu. Mă duc și eu la mare, mă duc și eu pe unii, mă duc, nu pot să mă duc. Eu dacă las părul să crească, eu sunt purs. Serios? Care panda sau adică... Dacă mi-am lăsat, mie îmi crește păr și pe nas. Serios? Sunt bursar. Ai trecut termenul, bă. Dacă mai stai o lună, s-a plăcut așa mai mult, să zic eu nemul. Ce vorbești? Dar și sprânceanele, deja nu mai e sprânceană, e monosprânceană. E decât una, nu mai sunt două. Sunt preună aici. Bă, deci, prezint-o că azi suntem mai bine dispus. Adică eu cel puțin sunt mai bine dispus, că azi nu prea am muncit. Azi am stat numai pe lângă disc. Azi am cam stat numai pe lângă disc, da. Azi am cam ventat-o. E Cornel un pic am dezamăgit, dar de mâine mă revanșez. Da, mă, dar am făcut mâncare, am făcut, ai văzut? Uite, da. Probabil o să vadă lumea pe... Când o să apară vlogul ăsta, deja o să vadă mâncarea. Deci, fraților, sunt bun la orice. Să mă luați acasă dacă aveți nevoie de un ghiță. Chiar la orice? Acum mai sunt și copii aici așa. Dar poate mai sunt și mămici. Nu glumesc, doamne! Ce prostii vorbesc aici. Da, zici că ești timid acum? Da, mă, sunt timid. Nu. Eu mă dau și eu aici. Mă dau și eu mare, că una este când vorbești la cameră și nu te vede nimeni. Dar dacă cineva și-a pus mâna pe mine, mă roșesc tot, nu mai știu de cap. Mă ia cu... Te mănâncă spate. Că m-am luptat cu Costică. Costică, săracul, nu mai zicea nimic. N-ai văzut ce? Da, s-a înfierbântat, îl mânca spatele. După ce a luat câteva întăritoare, gata, și-a revenit imediat. Bun, hai, ne revedem la tuns acolo. Ne revedem la tuns, o să vedeți cea mai șmecheră tunsoare. Da. Prieteni, tocmai am ajuns la frizerie, unde Cornel deja este aici băgat în ture. Cornel, cum vrei să te ia?
Pe la spate așa sau? Cum pe la spate? Nu știu că așa zice frigerul, cum vrei să te iau? La spate sau? Hai să... Cum vrei să te tunzi? Nu știu. Încă nu am, am putere. Cum se numește frizura asta care mă tundă? Vreau, mi-ai zis că vrei să te tundă da? Cum? Șarpe sau cum ai zis? Frizura șarpe. Cum se numește frizura asta? Se numește cum vrei tu, părnești. Așa. Serios. Așa se numește mai. Se reține. Da, dar nu e aia de-ai zis tu. Nu ți-o să zic că tu vreau să mă tund cu tot în cornea, să vezi. Și invă. Deci, cornele, frizura șarpe de-ai zis tu nu există. Cerce să-l tuzi și să-l lași jumate, așa. Cerce, Cornel. Păi da, cum ai zis? Cerce. Ce să fie? Să te tundă jumate. Asta e, a doua zi e de întrebare. Uite să te lase așa, cum e de acum. Cerce să te lase așa. A doua zi vezi o grămadă, nu jumate. Brasez o modă nouă. E trend. Mișea paia cu găina, așa va fi Cornel. Pe puștoi celestea, de 50-60 de ani, toate tunse așa. Da, mă, Cornele, e. Asta, e, așa, asta este tunsoarea șarpe, de ziceai tu. Vedem la urmă. Dacă, dacă vrei, te, te, te pot termina eu, dacă... Ha? Nu vrei? Aia, mă, Cornele, că nu știu. E... Da, e fluture la spate. Tund eu. E nu te rădă că-ți vine și ție rând, ia zic. Da, dacă vrei, uite, bă, că băiatul, dacă este... Unde și mie o mașină de aia dintr-o parte, de aia din altă? Da, faci... Curidă de curidă, de fapt. Ești aici. Ce faceți? Așteptăm. Așteptați? Vreți să mă tundeți? Un pic așa. Da, o Cornele, atât, zic, e suficient, dar... Lăsăm așa? Eu așa zic. Ia ce afară, facem la licitație acum. Chiar Cornele, chiar Cornele, ia fiate. Dacă, nu știu, se oferă cineva după ce vede clipul ăsta și îți oferă, nu știu, 1000, 2000 de euro să te duci la chelie, te-ai tunde? Da. Da? Crește părul cu ăla, să unghi. Da, părul crește. Poți să le tai din carne. Nu-ți dai 1 milion de tu la ghirie? Bun? 1 milion. E așa tare. Băi, lor, nu te lași deloc convins. La 50.000 de subscriberi? Ai curat să te-mi iau? La 50.000? Da. Dar să-i fac într-o zi. Haide, măi, dacă prieteni care... Păi am 32-33 de mii, deci... Păi... El, nu știu. Pentru 20 de abonați? 20 de abonați. Și în cât timp? În 24 de ore. În 24 de ore. Dacă fac, să facem provocarea asta, să mă am și pe aia cu lutul prin centru vechi. Dar eu sunt tund. Să mă tunzi tu? Da. E simplu, te poate tunde oricine. Uite, dai că gata, lansăm provocarea asta. Fii atent, gata. Deci, fraților care vă uitați în momentul ăsta la video, dacă fac 50.000 de abonați, sunt 32-33.000 în 24 de ore. Da. Mă las pe mâna lui Cornel să mă tund de la chelie. Aici? Aici, aici. Aici. Aici, gata. Unde îmi rezvăt? Se vadă tot în oglindă. Gata. Și reacția ta tot. Și filmăm în timp ce e. Păi da. Se vadă. Deci așa facem, da? Deci așa rămân. Deci pariu e pariu. Mă tund la chelie. Deci uitați-vă și... Gati, mă, ramea. Eu te tund. Uitați-vă și voi. Cum stă și mie porc frumos aranjat, da. Și Cornel vrea să mă tun la chelie. Mă, deci tu dai seama? La 1500 de abonat, mă tun 0. La 1500? Da. Să te faci bani pentru 20.000 de abonat. Dar nu sunt 20.000, o să fie vreo 15.000 probabil cum o să pun video ăsta, o să pun peste câteva zile. Da. Nu? Te-am spus când ajungi la 50.000 de abonat. În 24 de ore din momentul când pun video. Da. Gata. Deci în 24 de ore. Gata. De tot, asta de este tot. Tu mă tu. Parcă văd. Cât îmi crește? Îmi crește imediat, într-o o lună, două. Nu contează, poate să crească și în două zile. Mergem în deal de la ghilezi, că ăștia cum sunt la furată găini.
Dar unde ți-a venit asta acum? Aha, vrei să ți retragi acum, da? Nu, mai că din moment ce am zis, nu mai poate o retrage la mine. Ce zici, am curaj? Nu, ai curaj, nu ai curaj, de acum gata. Dar și mă zic, cum? Chel? Și cum zic, chel? Ia o trec cu mașina. Există mai multe feluri. Ascult, ia o trec cu mașina și plimb cu Bigu. Păi nu, că fac găsiți în cavă. Hai, nu, mai știu că știu să ai mișe. Avem pudre. Îi dau cu pudre. Păi, dar ce mă, sunt opărit? Îmi dai cu pudre în cap. Da, mă, gata. Deci, mamă, tu stai seama câte provocări am. Și tu ai zis că cea cu Lutul va trebui să mergi cu mine pe centru lui. Va trebui să mă filmezi. Mamă, ce va fi acolo. Asta o facem când mergem la București. Da? Marți e sărbătoare, nu? Da. Și mergem luni seara, plecăm la București. Da. Marți pe zi facem provocarea. Așa. Și o să o postez în drum când mergem spre Delta, că trebuie editat un pic. Și atunci așa facem. După care o să-l postez pe ăsta de la frizerie. Deci, fraților, să întorc camera să mă văd aici în toată splendoarea mea. Deci, una și cu una fac două. O să mă tun la chilie. 50.000. Tata, dacă vezi, să știi că... să știi că nu glumesc. Deci chiar o să mă tun. Deci am făcut o provocare cu Cornel, este aici să unde. Și am zis că la 50.000 de abonați o să mă tun la chelie în 24 de ore. Te tund eu la chelie. A zis Cornel că mă tunde. Te tund și eu. Ce, te-am curaj? Cred că da. Deci în 24 de ore să facă 50.000, sunt deja 33.000. Adică încă vreo 15.000 în 24 de ore. Eu zic că na, nu cred că se facă. Deci, fraților, pentru prima... La chelie. La chelie cu mine. Deci pentru prima dată în viața mea, vă rog să nu vă abonați în 24.000 de ore, Ești virat? Cum mă sunt virat? Păi, da, stau cu mașina cu ziarul și filmul cu Bigu. Îi fac ca în palmă. Doamne, deci... Da, mai că asta este, o fac și pe asta. Eram în stare să fac orice, dar pe asta să mă tun la chelie. La chelie e ușor, la scări. Nu. Mă tunce cu porbe ca de-aia de oi. Da, cu scări așa. Nu chelie, că îți scă piepte la chelie. Păi nu, că atunci deja e prea multă bătaie de joc. Și așa este la chelie, dacă mai mă tunci în scări. Aici e șmecheria. Nu? O să fac și pe asta, ce să mai... Da, fraților, deci o să urmeze rândul meu acum la tunsoare. De data asta nu mă tun la chelie. Dar data viitoare, dacă ne facem 50.000, promit. Păi a zis că mă tunde Cornel. Cornel știe să tunde de la chelie. Nu? Deci? Fac crești. Deci am curaj sau nu? Chiar depinde de... Dar nu se fac mult 15.000 în 24 de ore? Se fac. Se fac. Dați-i acolo așa, ascultați-mă și dați-i acolo așa, să subscribe la canal. Să-l... Chiar vreau să-l tunt el. Să-l rad în cap, nu să-l tunt el. Bă, tu stai seama... Dau cu mașina și cu Bigu. Mă oprește lumea pe stradă și zice, mamă, tu ai cancer. Cum te fac? Ca palmul, mă. Ca cerul gurii te fac. Doamne, nu suntem noi prieteni, spune nu mă tu la cheletări de lumea de mine. Asta e supoziție. Dacă fac și chestia asta, înseamnă că nu sunt sănătos la cap, deci am și provocarea cu Lutul pe care o să o fac. Am și pe asta cu încă 15.000 de abonați, dacă ne strânge 50.000, fraților. Să mă dau mai așa, să nu dați, să nu vă abonați, că dacă ne strânge 50.000 trebuie să mă țin de cuvânt. Și n-am făcut asta niciodată în viața mea. Deci totuși e prea mult, gata. Revin eu, acum trec eu la tunsoare. Nu cred că te băgat tu? A? Te băgat tu la tuns? Ok. Ia zi-mă ce beru ce vreau să faci? Da, o spui el la 50.000 de abonați vrea să se rate în cap. Bă, eu nu vreau! Nu mai spune că nu vreau, eu nu vreau! Vrea să se rate în cap. Da.
ras întreg cu mașina și până cu bibul. Să fac campan. Lasă-mă că eu mai pot. Și zice că mă face Cornel. Da? Mă faci? Dar n-am văzut să strâng, că te strâng 15.024 de ore. Aici te fac. Eu pun pare că nu se strâng 15.000. Și dacă se strâng? Arună ca să rădă. Eu cu provocările mele pe la 100.000 nu m-am nici picioare. Rămân dezmembrat. Noi la 1500 de abonați ai neara să cap, nu? Da? Am doi? La 1500 de abonați. Eu? Da. Auzi că ai, cât aveam? Vreo 500, parcă, nu? Aveam vreo 500 de abonați. Zic, băi, la 1500 mă rad în cap. Eu asta e glumă. Așa o să pun și titlu. La 50.000 de abonați. Dar asta la Rama a făcut cu el. Și s-a zicea că nu, bă, că se strâng, ba nu se strâng. Tu ce duci, mă încurești? Liberile. Ha? Nu știu tău, bă, dacă ai. Hai să ne facem o amândoi. Da! Vrei? Da, el ce se facă? Suntem prieteni, să mă lasă la creier. Hai, Cornel, facem amândoi. El? Nu pot să mă fac eu rasă în cap. De ce, mă? N-ai curat? Am fost. Fă-te tu. Asta e strâng. Dar n-am cum să se strângă 50.000 în 24 de ore. Și ce ar trebui să faci actore? Ha? Te faci greșor și să faci. Și nici nu faci 50.000. Da. Na, vrei 0-0. Data viitoare. Deci îți imaginezi cam cum aș arăta eu la chelie. Nu dai seama. Eu cu provocările, deci m-am provocarea cu lutul care trebuie făcută. Dacă o mai fac și poate mă tun la chilie, la 100 de mii mi-au sprâncenele. Deci la 100 de mii nu mai arăta om. La 100 de mii? Mă transpor, mă. Ei, la 100 de mii stai nasul. La 100 de mii, era să mai zic ceva, nu mai zic ce-mi stai. Deci, nu mă. Deci, hai, gata, la, rămâne așa, ce să mai, la 50 de mii... Mă duc la chelie, mă tunzi de fapt. Te-ai hotărât? Da, gata. Așa rămâne. Deci nu vă abonați. Bun. A? Ce zici? Ce zici? Nu zic nimic, da. Te poate să mă tunzi? Eu? Da. E tun. Da, da, prietene. Te dau cu mașina și eu te dau cu bibul, dar știi cum te fac? Exact cum îi dulapul și ăla de fel. Așa zic. Alunecă musca, ha? Ce musca? Mamă, dacă vezi asta să știi că am înnebunit de tot. Mama ca mama, dar tata dacă o vede, da. Bine, nu știu dacă se miră, că știi că eram de mic, eram cam bătut în cap. Da, gata, oprește camera, nu mai... Da. Băi, ne-am aranjat. Suntem fresh. Eu m-am dat și cu fixativ. Și eu la fel. M-am spălat și pe cap. Deci, mi-am făcut și barbă. Dacă vreți să vă faceți barba, să vă tundeți. Tu nu trebuia ca să mai faci frezura așa. Stea o oră să te jumulească și să te aranjeze. Și așa tu trebuie să o dai jos la provocare. Și așa trebuie să te rad. Deci la 50.000 de like-uri. Da, de like-uri, nu 50.000 de like-uri. 50.000 de subscriberi. Exact. Deci, tu crezi că se strâng 15.024 de ore de când o să postez acest video? Strângeți-vă, strângeți-vă ca să cadă pe mâna mea. Să mă țin în minte toată viața lui. După provocarea care mi-a dat el într-un live odată pe Facebook, de am băut 2 litri de apă, vreau ca da, acum să-l rad eu în cap, dar nu ras așa, cu da, bigul. Spune-le și ce ai pățit după ce ai băut apa aia. Am dat-o afară, că era până aici, știi, nu mai, dădeam să închid și nu mai intra nimica. Deci, fraților, o să fac și pe asta, m-am pe aia cu lutul, deci dacă ne strângem 50.000 în 24 de ore, deci, când o să pun... Deci, rețineți, în 24 de ore, dacă se strâng 50.000 de subscriberi la canalul lui, și să știi că eu, pe ăsta, pe ăsta nu-l fac eu din respect pentru fan după aia, că se strâng sau nu se strâng, să-l mai fac după aia, pe ăsta nu! Nu, deci, nu, ăsta nu, dacă nu se strânge, ai scapat, dacă s-o strâns, n-ai scapat. Deci, fraților, în 24 de ore, dacă ne strângem 50.000 de subscriberi, mă las pe mâna Cornel să mă tund de la chelie. Îl tund de cu mașina. După ce m-a tuns cu mașina, îi dau spumă ca lumea pe cap. Și cu bigul, așa, măruțel. Îl fac? Știi cum te fac, măi? Vreau să-mi de mine. Cum e telefonul ăsta pe spate? Așa, așa s-alunește, așa strălucească. S-alunece musca pe chelie. Da.
fraților, cam atât pe ziua de azi. Vă pupăm și ne auzim cu noi episoade. Aveți grijă de voi. Pa, pa!